Bună și bine v-am regăsit! Astăzi nici măcar un intro nu îmi iese cum trebuie, dar oricum v-ați plictisit de el, deci trecem peste intro și vreau să vorbim despre parfumuri pe care le-am cumpărat, pe care le-am descoperit în ultima perioadă și trebuie să vă povestesc neapărat despre ele. Le-am cumpărat și le-am cumpărat blind, bineînțeles, cum îmi place mie și cum nu trebuie să facem. Și vreau să vă spun părerea mea despre ele, după ce le-am testat / purtat. Dar, înainte de toate, haide să vorbim așa și despre chestii, despre perioada asta, despre ce mai facem noi. Păi, în afară de faptul că murim de cald, deci este foarte, foarte cald și eu am venit de la mall și, apropo, am testat la mall noul parfum My Geisha. Să știți că mi se pare că seamănă foarte bine cu Ajvad de la Latafa. Mă așteptam să fie mai frumos. Bine, este un ajvad mai fructat, mai dulceag. Mai dulce? Se usucă mai dulce, deci nu e chiar ajvad. Dar nu e nici un parfum pe care mi l-aș dori în colecție. Momentan, nu știu, poate îl mai testez vreodată și o să-mi plac mai mult. Dar nu. Nu m-a impresionat, nu m-a captivat, nu m-a atras, nu știu. Nu. Mă așteptam să fie mai frumos, sincer, dar este ceva oriental, oriental fructat, trandafiriu, un trandafir din ăsta arabesc cu fructe. În orice caz, are un vibe arabesc. Și se usucă dulceag, un ajvad mai dulceag. Da. Am fost la shopping pentru că ați văzut că în ultima perioadă am postat mai rar. Asta pentru că este sfârșit de an școlar. Bine, o să mă și bâlboi mai mult pentru că nu am mai filmat în ultima perioadă. Și știți cum este cu sfârșitul de an școlar? Este alergătură, este nebunie, vine vacanța și mai multă nebunie, bagaje. Știți cum plecăm noi cu toată casa după noi și cu colecția de parfumuri. Glumesc, nici chiar așa. Dar avem niște chestii de pus la punct înainte de orice vacanță și de asta și spunem noi că după vacanță avem nevoie de o vacanță. Ei, știm noi de ce, mai ales cu copiii și nu numai, că știu că toată lumea are chestii de pus la punct și probleme și de rezolvat și mă rog. Dar este o perioadă în care de cald, nu avem energie, nu avem chef. Avem chef doar de vacanță și, sincer să fiu, chiar aveam nevoie să ies undeva, nici nu conta unde, o să merg la mare, dar aveam nevoie să iau o pauză pentru că simt că nu mai place nimic, nu am idei, sunt cam prăfuleț așa. Nu-mi place nici background-ul, nu mai stă bine floarea, nu mai stă bine lumânarea, vreau să schimb și cu siguranță o să schimb pentru că eu chiar pun accent pe detalii și vreau să-mi placă mie cum arată și nu-mi place acum, sincer. Dar deși poate că nu se vede, pentru că eu nu mă văd în clipurile mele, cred că aș posta o dată pe lună dacă m-aș mai și vedea în clipuri. Pentru că, da, îmi place să fac lucrurile cum trebuie și poate că o să fac asta la un moment dat. De fapt, dacă o să mai fiu aici pe YouTube, o să fac asta la un moment dat, zic eu acum. Dar nu aș avea atât de mult timp și consider eu că, vorbind despre parfumuri, este important ce auziți, ce ascultați. Nu știu, vă puneți căștile, faceți treabă, vă faceți treburile și ascultați. Mie îmi place foarte mult să ascult la căști și chiar ascult și clipuri la care ar trebui să mă uit, dar decât deloc e bine și așa. În fine, vreau să vorbim despre parfumuri. Oricum a fost o lună haotică. Luna iunie a fost haotică pentru mine. Multă alergătură. De parfumuri nu mai zic, pentru că nu am mai analizat, n-am avut timp să analizez, n-am avut timp să-mi organizez eu chestiile mele despre parfumuri, n-am avut timp să nimic, mai mult am cumpărat decât am
purtat, de cât am testat, de cât am analizat. Haos, haos, fetelor. De asta am nevoie de vacanța asta, pentru că vreau să vin cu un content drăguț pentru voi și nu plictisitor și nu vreau să se repete chestii și vreau să vin cu idei noi și cu siguranță așa o să fie, pentru că orice ieșire din asta aduce inspirație. Vă aștept și pe Instagram, unde o să încep să postez, pentru că am lipsit de peste tot, adică nu doar de aici. De pe Instagram cred că am lipsit și mai mult, dar o să vedeți poze drăguțe acolo și poate o să fiu și eu activă pe stories, pentru că nu reușesc, de câte ori îmi propun, nu reușesc să fac treaba asta, dar aș vrea să fac chestia asta și să postez mai mult pe stories, nu doar despre parfumuri, să vă arăt locuri faine, să vorbim, să vă mai povestesc despre parfumuri, chestii din astea neimportante. Desigur, pentru unii. Ok, haideți să începem cu parfumurile. Vreau să vă spun că voi începe cu parfumul de la care sau care mi-a întrecut așteptările. Da, vreau să încep cu el, pentru că consider că am dat lovitura cu parfumul acesta și este vorba despre... Nici lumina nu e bună. Eu v-am spus că nu mai merge nimic. Nu-mi place lumina, nu-mi place background-ul, nu-mi place nimic, nimic. Trebuie neapărat să schimbăm ceva, pentru că vreau să-mi placă și mie. De fapt, mie trebuie să-mi placă prima dată să ajungă la voi. Dar acum să zicem că avem nevoie de pauză. Perdizione de la Nobile. Voi știți că la Danța de Libelule este cel mai popular parfum de la Nobile, dar să știți că dacă voi căutați recenzii afară, sunt foarte multe clipuri despre, de fapt nu foarte multe, dar acele câteva clipuri m-au făcut să-mi doresc foarte mult parfumul acesta, care mi se pare mie că ar trebui să fie și el unul popular pe lângă la Danța. Îmi doream foarte mult o sticlă din asta în colecție și este divină. Este divină sticla. Deci este superbă. Nu știu dacă este sticla nouă sau sticla veche, pentru că eu la Danța am într-o sticluță din aceea de 15 ml. Aici pe spate avem și notele parfumului. Avem un capac greu, metalic. Foarte, foarte frumos. Foarte frumoasă este sticla. Cred că mai vreau și la Danța sticla asta. Avem bergamot, lavandă și grapefruit în deschidere. În mijloc avem floare de portocal, neroli, ylang ylang, petit grain și trandafir. Iar în bază avem vanilie, mosc și cedru. Fetelor, nu mă așteptam să fie atât de frumos. Toată lumea spunea despre acest parfum că, să știți că l-am și purtat astăzi, acum este ora 7 seara și l-am purtat și îl simt și acum pe mine. Este foarte frumos, foarte, foarte frumos. Se duce în zona Love Don Bichai și Oriana, nu este la fel. Oh, da, cred că mai mult Love Don Bichai, pe acolo, pe undeva. Este foarte intens, este foarte persistent și atunci când eu am citit părerile astea, că el seamănă cu Love Don Bichai sau cu Oriana, am zis, ei hai, da, unde-s bezelele, unde-i nu știu ce. Nu mă așteptam să fie atât de dulce. Pot să zic că aici simt neroli și floare de portocal. Le simt foarte clare, așa, niște note clare. Mi se pare mai profund decât Oriana, oricum nu este la fel ca și Oriana. V-am spus că mie mi se pare că bate mai mult înspre Love Don Bichai, dar are floarea aia de portocal, pufoasă, dulce, plăcută, se simte și neroli. Deci mi se pare că nu simt eu lavandă, mai mult în mijloc simt că predomină, cel puțin pentru mine. Predomină floarea de portocal, neroli, dar mai mult floarea de portocal decât neroli. Hai, de mine ce explicație. Avem și ylang, nu pot să zic că îl simt așa cum îl simt în alte parfumuri, dar
Avem și o vanilie pufoasă, avem un musc pufos. Deci este un parfum foarte feminin, foarte frumos, modern. Modern, da, modern. Și floral, dulce, are floarea asta de portocal, așa catifelată. Doamne, cât de frumos este! Da, v-am zis, mi se pare că partea florală este ceva mai clară. De exemplu, în Oriana, pentru că Oriana am, acolo avem și o parte, cum să zic eu, o parte gurmandă. Și aici avem un parfum dulce. Nu pot să zic că simt ceva gurmand în el, nu. Dar este un floral dulce foarte frumos și cu florile astea care ies în evidență, dar nu e prea floral. Adică, dacă vă plac parfumurile florale, dar nu dulci, nu este pentru voi. Dacă vă plac parfumurile florale, dulci, gurmande, este pentru voi. Și eu l-am purtat astăzi și mi se pare excelent. Deci este minunat parfumul acesta și vă recomand să-l testați. Eu l-am luat și la un preț super, super bun. Deci am dat lovitura, v-am spus, pentru că esențe de lux și pentru că tester, da? Cutia este de tester, asta este diferența. Așa arată cutia în care el a venit. Și sticla este bestială. Avem notele, nu este nimic, avem capacul, deci este un parfum foarte frumos, mai ales dacă vă place Oriana, dacă vă place Love Don't Be Shy, dacă vă plac parfumurile florale dulci, vanilate, deci este un parfum foarte, foarte frumos și foarte elegant, modern, îl ador. Și am dat mult, mult, mult mai puțin pe acesta, care nici nu știu câți mililitri are, sincer, 75 parcă, da, 75 de mililitri are. Am dat mai puțin pe el decât costă Oriana de 30 de mililitri. Și persistă, și persistă foarte bine și este foarte bine făcut și foarte bun. Următorul parfum despre care vreau să vorbim este Adults de la Kilian. 30 de mililitri sau această denumire, care nu mai este denumire, este deja poveste, dar simplu Adults. E bine, nu aveam așteptări de niciun fel de la parfumul acesta. Mă așteptam să fie pudrat, dar cam uscat, din ce am văzut eu pe internet. Mă așteptam ca și smochina de aici să fie cam verzulie. Asta nu știu de ce mă așteptam la asta. Ia să-l căutăm noi și pe Fragrantica. Adults este un parfum ambră vanilat, lansat în 2018. Și ca și note avem așa, bergamot și lămâie în deschidere, în mijloc avem nectar de smochine și chiar așa este. Note verzi și hedione, mă așteptam să fie mai verde decât este. Nu este verde, este foarte drăguț. Hedione, iar în bază avem vanilie, lemn de santal, cedru, iris, lemn ambrat și violetă. Acum, sticluța este una genială. Vreau să vă spun că parfumul acesta este cumpărat special pentru vacanță. Uitați-vă ce sticlă, uitați-vă ce minunăție, ce frumoasă este. Asta este sticla, asta e capacul. Ea e una foarte simplă, dar drăguță. Și aici avem capacul. Din nou, un parfum care m-a dat pe spate. Un parfum care este mai frumos decât mă așteptam să fie. Deci, știți ce înseamnă asta pentru un iubitor de parfumuri? Să cumpere un parfum blind și să fie mai mult decât s-ar aștepta, este perfection. Asta trebuie să se întâmple de obicei. Ok, l-am luat pentru vacanță. Să știți că eu simt și un cocos aici. Probabil că acest cocos vine de la lemnul de santal. Este fructat, este un nectar de smochine acolo. Nu știu cum să-l zic, așa. Da?
Este o deschidere fructată cu o smochină, dar nu este smochina aia verde pe care eu am simțit-o în alte parfumuri. Este o smochină coaptă, un nectar de smochine, chiar așa este. Și este un suc atât de frumos, atât de frumos, deci nu are cocos. Să știți că trăiam cu impresia că are cocos. Îmi place foarte mult cum se usucă. Este un lemnos vanilat cozy. Are iz de vacanță. Este parfumul perfect pentru vacanță și pentru vară. Este dulce, dar nu este prea dulce. Este fructat, dar într-un alt mod. Îmi place și pentru mine este deosebit pentru că nu miroase ca alte parfumuri pe care le-am testat. Și este mai frumos decât am citit în recenzii, deci asta este și mai și. Foarte plăcut este. Este usucat atât de frumos, atât de frumos. De-abia așteptam să vă povestesc despre el și să îi fac și niște poze drăguțe, dar v-am zis, o să fie unul dintre parfumurile mele de vacanță și dacă vreți, scrieți-mi acolo în comunitate, nu știu, dacă nu găsiți pe Makeup și vă doriți parfumul ăsta. De fapt, ar trebui, nu, eu nu înțeleg chestia asta. Ar trebui să-l găsiți totuși. Dar v-am zis, mai pun și comenzi în comunitatea pentru membri. Este un parfum foarte frumos, îmi place mult de tot. Poate că voi l-ați avut, l-aveți în colecție, dar pe mine m-a impresionat mai târziu decât niciodată. Mai târziu l-am descoperit, mai bine acum decât niciodată, dar sunt foarte încântată de acesta. Și ultimul parfum despre care vorbim, avem aici niște umbre drăguțe, este unul pe care l-am luat pentru că pur și simplu salivam la fiecare clip văzut pe YouTube despre acesta. Toată lumea a vorbit despre Mango, despre parfumul de la Latafa, despre cât de minunat este și cât de mult seamănă cu cum se numește ăsta? God of Fire? Poate? Mai unul. În fine, un parfum scump care, by the way, se găsește pe Military Shop mai nou. Și am văzut, înainte să comand parfumul, am văzut și la Mihaela Șerbănescu și ea vorbește despre parfumuri și îmi plac foarte mult alegerile ei. Am văzut la ea și mai am pe listă parfumuri pe care le-am văzut la ea, dar care încă nu se găsesc la noi. Din păcate, de fapt un singur parfum l-am văzut la ea și îl vreau neapărat. Dar la ea l-am văzut, am făcut un video în care a vorbit și despre acesta, despre Ajaib Dubai și despre parfumul din care acesta s-ar inspira și am zis stop, trebuie să am parfumul ăsta. Sticla este superbă, îmi place foarte mult, este o sticlă foarte bine făcută, mie mi se pare cea mai reușită sticlă de la Latafa. Și cum să vă zic eu, aveam așteptări de la parfumul ăsta. Chiar mă așteptam să fie un parfum frumos, fructat, de vară, suculent și chiar așa este. Foarte bun. Pentru prețul pe care îl are, parfumul acesta este minunat. Minunat. Primul puf, știu că mi-a plăcut foarte mult deschiderea, apoi am simțit ceva ciudat, dar primul puf și primul nas. Dar da, apoi l-am simțit așa cum este și acum, minunat de altfel. Fructat, fetelor. E fructat, îți vine să-l bei. Da. Avem portocală și lămâie în deschidere. Și da, este ceva mai citric așa. În mijloc avem mango, osmantu și iasomie, iar în bază avem ud, santal, mosc și ambră. Nu este vreun ud care deranjează. Nici nu-mi simt neapărat ud,
dar nici nu simt un mango simplu. Adică este un parfum foarte bine făcut, pe lângă faptul că este fructat și dulce, este un mango dulce, simt cumva și un ananas dulce, un ananas foarte copt. Mă duce cu gândul și acolo. Chiar ziceam la un moment dat că mie mi se pare mai mult ananas copt decât mango. Nu știu dacă mai simte cineva asta sau eu nu prea știu care e treaba cu mango, pentru că știți că nu prea găsim mango așa bun pe la noi. Cel puțin eu una am găsit, dar nu foarte des. Și nici nu prea mă îndrept eu așa către mango, sincer. Nici către ananas. E foarte frumos, ce să zic. Este un parfum arabesc, care nu are niciun iz arabesc. Are și ceva verde cumva acolo, dar chiar mi-era frică să nu fie un ananas din ăla crud sau un mango din ăla crud. Dar nu. Pe lângă faptul că este un parfum suculent, fructat și dulce, dulce, este un fruct dulce, are ceva acolo care nu-i dă voie să fie, nu știu, prea dulce, să nu poți să-l porți vara. Deci chiar este un parfum fructat tropical de vară. Foarte frumos. Bine, pentru persoanele care se îndreaptă către astfel de parfumuri vara, pentru că probabil că sunt persoane care poartă doar parfumuri citrice, fresh, acvatice. Nu, nu, domne, aici vorbim despre un parfum dulce. Este foarte frumos. O să-l mai port și mai revin cu impresii, cu siguranță o să mai discutăm despre el. Dar vă spun că l-am purtat de câteva ori și sunt foarte încântată de el. Sticla este foarte frumoasă. Cred că și el o să fie unul dintre parfumurile mele de vacanță. O să vorbim chiar și despre parfumurile mele de vacanță. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați să-mi lăsați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți și cu prietenii voștri și dacă vreți puteți să vă alăturați, să veniți în comunitatea membrilor, acolo unde o să vă mulțumesc și eu cum pot. V-am zis cu oferte, cu clipuri suplimentare, mai discutăm una alta și la un moment dat o să avem și chat. Cam atât pentru astăzi, noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!